aveți? Vreau și eu, cât? Sunt convins cine s-au supărat. Cât? Cine? Inspectorii de la Protecția Consumatorului au jucat rolul turiștilor naivi vineri dimineață. Le-ai făcut acum? Da, făcut, mă, odată depistați vânzătorii, inspectorii de la OPC și-au declinat identitatea. De unde provin gogoșile astea? Și eu le fac. Unde le faceți? Să zic, bani. Unde le faceți? Unde stau? Controlele au mers pe firul alimentelor până la locul de unde proveneau produsele vândute ambulant. Ce produceți aici? Da, gogoși, pizza la pizie și plăcere. Aici ce este? Bun. Aici nu pare că vă schimbați, că nu văd hainele dumneavoastră. Înseamnă că ați venit cu ținuta asta. Această zonă, mai mult decât aglomerată de pe litoral, reprezintă un real pericol. Turiștii au fost avertizați de față cu cei amendați. Știți unde sunt gătite? Vă spun eu unde, în niște spelunci, în curțile lor. Faptul că vreți să mâncați e treaba noastră, dar pentru cel mic aveți idee unde sunt produse? Hai să luăm unul să vedem. Ce scrie? Cine le produce? Dânsule produce. Jandarmeria și poliția i-au tras pe dreapta pe vânzătorii ambulanți și i-au legitimat pe toți. De unde le cumpărați? La Costa. Ce, cu ce l-ați adus până aici? 40, cu trenul? Haideți să le rupeți, puneți când dânsi în bucăți. Le rupeți în câte două, a, trei. Exact. Și începeți și le aruncăm, umplem toberoane de gunoi cu el. Marea majoritate a agenților economici de pistatul de ticese au fost opriți temporar până la remediere pentru cei unde s-a constatat abatere pesate decizii de suspendare activității pentru faptul că era pusă în pericol sănătatea și deținut viața consumatorilor. În urma verificărilor, comisarii au dat 72 de amenzi în valoare de 407.000 de lei și 64 de avertizmente. De asemenea, au retras de la comercializare produsele alimentare neconforme și au oprit temporar prestarea serviciilor a 21 de operatori economici din domeniile alimentației publice și al administratorilor de plaje.